Yo! Cu vești bune și vești teribile începem ediția de astăzi a eSports alături de prietenii noștri de la ESL sub patronajul Best Distribution și Gameshow.ro. StarCraft 2 a fost lansat marți aceasta în București și Constanța. Nebunia a început și va continua an bun de acum încolo. Așa cum v-am promis, de săptămâna viitoare vom inaugura un nou format de emisiune în parteneriat cu ESL România, numit Pro Elite. Vom începe prin a vă prezenta jocurile cele mai frumoase din competițiile ce au avut loc în cadrul lansării și vom continua ușurel cu Dota, HON, CS sau Quake Live, dar și FIFA. Cât despre vestea teribilă pe care am menționat-o mai devreme, voi începe ediția de astăzi cu aceasta. Știrile proaste circulă repede, așa că sunt toate șansele ca voi să știți deja de tragedia care a lovit lumea pro-gamingului și a îndurerat Germania. Antonio Cix Danilovski, membru al echipei Mousesports de Counter-Strike 1.6, s-a stins din viață în urma unui tragic accident rutier. Cei de la Mousesports explică cum a început totul. Cix a ratat cursa aeriană din Frankfurt către Shanghai, urmând să ajungă acolo în cursul zilei de joi. După aflarea veștii, întorcându-se către oraș de la aeroport, mașinii în care acesta se afla i-a explodat un cauciuc. Toată lumea știe de autobanurile nemților și de vitezele cu care se circulă acolo. E lesne de înțeles că, sau mă rog, ceea ce a generat explozia acestui cauciuc. În urma accidentului, Cix ne-a părăsit. Dumnezeu să-l ierte și să-i aline pe cei apropiați lui. Chiar dacă știrea anterioară ne-a întristat peste măsură, viața merge înainte în scena Pro Gaming. Cei de la S2 Games au făcut public un nou patch pentru Heroes of New Earth. Versiunea 1.0.7 a jocului ne oferă o grămadă de schimbări, dar și un caracter nou, Dr. Repulsor, bazat pe Storm Spirit din Dota. Noul patch încearcă să echilibreze și eroii, astfel încât o parte dintre aceștia au fost temperați, Arachna sau Forsaken Archer. Iar o parte au beneficiat de îmbunătățiri, cum ar fi Bubbles, al cărui damage a fost crescut de la 38-49 la 45-50. Accesați secțiunea de știri de eSports pentru toate detaliile despre acest patch. Organizația Meet Your Makers s-a hotărât să dea mâna cu rușii în detrimentul suedezilor. Dacă inițial negocierile nu au mers bine cu cei de la Forțe, semnăturile au fost așternute pe hârtie de rușii de la USB. Cei de la USB vor reprezenta Rusia în cadrul VCG, dar vor reprezenta și MIM în cadrul E-Star Seul 2010. În acest moment, USB este compusă din Eduard Edic Ivanov, Dmitri Huch Bogdanov, Roman Romșke Makarov, Alex Sex Zobkov și Andrei Xoma Mironenko. Băi, cred că i-am făcut praf, dar oricum ăștia sunt. Primele patru prenume din echipă formează un rus perfect. Ivanov, Bogdanov, Makarov, Zobkov, Usturoyovkov, Chapov, etc. Vo era demonstradum, cum zicea Aristotelov. Yo, am luat ochelarii de la un băiat de aici, din platou. Tech tunde de zori iarba la FIFA pentru a avea o locație perfectă unde să ne pupăm în cur unii pe alții. Cristian Bobăilă, a.k.a. Tech Dragon, a reușit să câștige calificările din România pentru European Cyber Games 2010 după ce a trecut în forță de adversari foarte puternici precum Alex și Knight de la NextPlease și în finală de BB pe care l-a bătut cu 2-1 la meciuri. Dragon ajunsese în finală din Winner Bracket, așa că BB era nevoit să-l bată de 4 ori la rând în sistem cel mai bun din 3 meciuri. Yo. Totuși să ne aducem aminte că la ultimul concurs de ESL EPS, Bebe l-a învins pe colegul nostru Aragon în finala mare venind tot din loser bracket, însă de data asta ulciorul n-a mai mers la apă. Și iată că Dragon a terminat glorios și va reprezenta România la ECG. Mai multe amănunte despre această performanță puteți afla urmărind interviul video chiar pe pagina principală a site-ului. Dacă Dragon pleacă la ECG, Cezar a câștigat duminica trecută o cupă Zotac. Continuând să ne pupăm în MS-DOS, sunt convins că toți adversarii lui Cezărică au fost de fapt conturi create chiar de el pentru a câștiga. No? Fanilor de conturi fantomă, clone ascunse sau alte brânzovenii de-astea, le urez cu multă căldură. Mergeți și mâncați un cangur bărbos. StarCraft 2 este pe cale să devină cel mai vândut joc de PC al tuturor timpurilor.
Numai în prima zi de la lansare, peste 1,8 milioane de copii au fost vândute în America și Europa, dintre care este estimat că în jur de 30% au fost vânzări digitale via Battle.net. Iată ceea ce nu au știut cei 1,8 milioane de oameni care au cumpărat jocul. StarCraft 2 este atât de tare încât îți poate prăji literalmente calculatorul. Blizzard a confirmat faptul că acest bug sau bug este real și propune și o rezolvare rapidă a problemei. Se pare că meniurile jocului nu sunt limitate ca framerate. Ok, și unde e problema? Păi e simplu. Dacă în acel moment nu se întâmplă și altceva, atunci hardware-ul vostru va randa până îi vor sări mucii acele ferestre de meniu, generând o supraîncălzire care vă poate prăji placa video. E foarte serios. Iată ce trebuie făcut pentru rezolvare. Accesați fișierul variables.txt care se află în c/documents/StarCraft2. Aici modificați după cum urmează. Framerate capel glue egal 30, framerate cap egal 60. Happy Zerg morphing, Protoss hunting and Terran running. În ritmul ăsta, VCG-ul anului viitor se va numi SCG, sau mai pe larg Samsung Cyber Games. Între noi fie vorba, nu cred că ar fi un lucru neapărat rău. După ce au anunțat telefonul oficial al VCG, Samsung prezintă monitorul oficial al VCG, mai exact monitorul SingMaster 2233RZ, ce aduce cu sine cifre ca 120 de Hz reali, 16,7 milioane de culori sau contrast dinamic de 20.000 la 1. Aș mai spune și timp de răspuns de 2 milisecunde. Tot să te joci, nu? Înainte de calificările pentru VCG, Next Please CS ne anunță o schimbare de lineup. Cum nu întotdeauna schimbările sunt un lucru rău, trebuie să stăm cu ochii pe băieți pentru a vedea cum se va impune noua formulă în cadrul calificărilor. Veteranilor Cătălin B. Stănescu și Silviu Trash Trască li se alătură Dragoș Gudaic, Drăgușin, Alexandru Picolodinescu și Marius Ioniță. Ce formulă poate fi aplicată între un line-up pentru a se asigura supremația în CS-ul românesc? Filozofia este simplă, dar rămâne de văzut și ce rezultate va genera. Se ia o parte Visualize, se ia o parte de Nexplis CS și se adaugă Tech după gust. Se amestecă bine, bine și se pleacă către Los Angeles zâmbind. Yo! Totuși, până acolo se va face o escală în Constanța, unde se va confirma noul cocktail. Baftă, băieți! Echipa Player vs. Environment a SK Gaming și-a încordat mușchii și s-a dezlănțuit asupra lui Helion, dragonul crepuscular din Ruby Sanctum, într-o formulă de 25 de oameni. Lupta cu acesta necesită cel puțin două tancuri și un echilibru atent între range și melee. Lupta se desfășoară în două stagii, în lumea fizică și în lumea crepusculară a dragonului. Lupta celor 25 este redată prin perspectiva unui warlock, are 8 minute și o puteți urmări integral în secțiunea de știri dedicată eSports. Cu Cix în memorie, ne îndreptăm către o nouă săptămână, sper mai bună. Să aveți un weekend pe cinste și dacă deschideți CS-ul, dedicați măcar un frag celor de la Mouse Sports și pierderii lor. Îmi cer scuze și pentru freză. Pace!